Bună ziua tuturor, sunteți gata, pot să încep. Bună ziua tuturor încă o dată. Am decis să organizez această conferință de presă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, eu foarte bine înțeleg că suntem în campanie electorală și foarte mulți vin cu tot felul de promisiuni. Eu vreau să reamintesc despre un proiect deja gata elaborat de modificarea Constituției, mai bine de precizat anume de modificarea articolului 47 din Constituția Republicii Moldova, cu completarea unui aliniat care spune în felul următor: niciun salariu sau pensie nu poate fi mai mică decât minimul de existență stabilit în conformitate cu legislația. Ultima perioadă am asistat la, hai să spunem, la un show ca și m-am simțit un pic școler, când foarte mulți partide, inclusiv demnitari, președinte de țară sau foști președinți de parlament, plagiază anumite idei, dar asta nu este neapărat rău, asta denotă faptul că noi suntem buni în pregătirea proiectelor de acte legislative. De ce am ieșit anume acum, în contextul ăsta, cu acest proiect la inițiativa lui Andrei Năstase, este foarte simplu, pentru că în acest context noi considerăm că în cadrul, haideți să spunem, emoțiilor electorale, putem determina mai mulți deputați din cadrul Parlamentului Republicii Moldova să consemneze proiecte bune pentru cetățenii Republicii Moldova. În urma unor calcule făcute și prezentate, calcule publice, potrivit datelor oficiale oferite de CNAS din 1 aprilie 2020, cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 1131 de lei. Începând cu data de la 1 octombrie 2020, cuantum pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 1132 de lei. Deci se preconizează o creștere doar de un leu, o bătaie de joc. Conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, în semestrul 1 anului 2020, mărimea minimului de existență a constituit în medie pentru o lună, pentru o persoană de quantum minim constituie 2082 de lei, fiind o creștere cu 2,7%. Deci, luând în calcul că pensia pentru limita de vârstă, o pensie minimă, este de 1131 de lei, iar minimul de existență de 2082 de lei, și potrivit aceluiași articol din Constituție, articolul 47 din Constituție, care ne spune foarte clar și expres că statul este obligat să garanteze un trai decent tuturor cetățenilor săi, această modificare vine în susținerea acestor afirmații din Constituția Republicii Moldova și să explice că statul este obligat să asigure o pensie minimă și un salariu minim pentru toți cetățenii săi. Proiectul este elaborat deja de o săptămână. A fost semnat de deputații platformei DA. Pentru a înainta acest proiect mai departe în procedură, avem nevoie de 34 de semnături. Până la asta, evident, este nevoie și de a convoca ședința plenară a Parlamentului. În sensul ăsta am elaborat și cereri și am început a bate pe la ușile deputaților mai multor fracțiuni. Probabil cunoașteți deja rezultatele acestor căutări de deputați. Unele fracțiuni parlamentare au refuzat să vină la lucru, motivând divers, fie că sunt în campanie electorală, fie că se tem să se îmbolnăvească de COVID. Reamintesc că, cu toate că 10 deputați din Parlamentul Republicii Moldova sunt contaminați cu COVID, ceilalți 90 sunt abți de muncă, sănătoși și considerăm noi că trebuie să vină să lucreze în Parlamentul Republicii Moldova așa cum o fac medicii, cum o fac polițiștii, cum o fac alți angajați ai statului. Suntem într-o etapă destul de dificilă pentru Republica Moldova, nu doar din cauza consecințelor pandemice, dar suntem într-o etapă destul de dificilă și sub aspect economic, dar și sub aspect de securitate. În orice caz, am văzut mai mulți deputați care tot spun că veniți la lucru, semnați proiectele noastre,
Eu vă spun că proiectele noastre deja sunt elaborate, pe celelalte nu le-am văzut. Proiectul de majorare a pensiei deja este elaborat. Proiectul și pe această cale, chiar dacă pe mulți dintre deputați i-am sunat personal, am încercat să-i caut la Parlament sau pe la sedele partidelor, reiterez încă o dată pentru toți deputații Parlamentului Republicii Moldova că proiectul de lege pentru modificarea Constituției se află în Parlament, în biroul 723 și așteaptă să vină să fie semnat. Indiferent din ce fracțiune faceți parte, indiferent de opțiunile voastre politice, considerăm noi că acesta este un proiect care va ajuta enorm de mult toți cetățenii Republicii Moldova și trebuie să avem un consens în combaterea sărăciei. Este un proiect din cadrul unui program de combatere a sărăciei. Cu cât este mai mult sau mai mare capacitatea de cumpărare a cetățenilor, cu atât și va fi mai mare potențialul de investiții în Republica Moldova, cu atât se va dezvolta și mai favorabil economia statului nostru. Dar, pe de altă parte, este un absurd și o crimă atunci când statul nu asigură un minim de existență pentru cetățenii săi. Reiterez și încă o dată fac apel către toți deputații să vină să semneze proiectul de modificare a Constituției. Este un proiect care poate fi, reiterez, semnat de toți deputații, indiferent de viziunile lor politice și așa mai departe. Și totodată, evident, solicităm să fie convocat ședința Parlamentului. Avem 90 de deputați abți de muncă și ei trebuie să lucreze în interesul țărilor. Din păcate, toamna asta am avut doar două ședințe în care nu s-a făcut mare lucru. Avem și, din păcate, situația nu permite deputaților să stea mai mult în concediu. Avem probleme de securitate, avem probleme economice, avem probleme pandemice și o sumedenie de hotărâri, proiecte care stau pe agenda Parlamentului și urmează și trebuie a fi votate. Asta este mesajul meu pe scurt, inclusiv celor care iese deputați sau lideri de partide care iese în conferințe de presă și solicită nu știu ce, convocare și așa mai departe. Deputații noștri sunt la lucru, deputații noștri au pregătit toate proiectele pe care vă îndeamnă și voi să fiți coautori și evident noi suntem pentru a face sau pentru a semna concret cererile de convocare a ședinței Parlamentului sau proiectele care vin pentru majorarea pensiilor cetățenilor. Și atunci când încercăm să fie valorificate aceste proiecte, mergem și discutăm cu toți deputații, fie la sediile partidelor, fie îi contactăm și sunăm. Din păcate auzim refuzuri. Pe noi însă, din partea celorlalți deputați sau celorlalte fracțiuni parlamentare, am auzit doar declarații de presă, fără proiecte și fără acțiuni concrete care ar stimula deputații să vină la Parlament și să lucreze. Asta este mesajul meu pe scurt. În continuare, urmează să fie elaborate și alte proiecte sociale, dar cel mai important lucru pe care îl fac deputații noștri în momentul de față este sunt niște acțiuni, niște demersuri care sunt îndreptate pentru a afla situația din domeniul securității și a veni în suportul autorităților noastre care ar trebui sau au o atribuție nemijlocită cu combaterea spionajului sau și mai grav ce ține de securitatea statului. În continuare, demersurile noastre se îndreaptă spre acțiuni concrete de a elibera cetățenii noștri din regiunea transnistreană care au fost răpiți. Eu vă mulțumesc și urmăriți-ne în continuare cu acțiunile noastre. Mă bucur foarte mult că colegii mei din platforma DA continuă să fie aproape în fiecare zi la Parlament, pentru că inclusiv în fiecare zi, aflându-ne la Parlament, parvin zeci de scrisori din partea cetățenilor care se confruntă cu foarte multe probleme, probleme care trebuie rezolvate, probleme care nu pot fi amânate așa cum, din păcate, se amână în momentul de față.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai reușită.